Salutare, dragi prieteni! Bun găsit la un nou video de pescuit la crab sălbatic în delta Dunării. Sunt pe brațul Sulina, pe Dunăre, cred că se vede în spatele meu, undeva între mila 5 și mila 7, unde se pescuiește foarte, foarte intens în ultimele zile. Am trecut pe aici cu barca, fiind plecat la Tulcea, dus-întors. Deci o zi m-am dus, o zi m-am întors, am văzut 10 de bărci, plus foarte mulți care campau în zona asta, pentru că în unele zone se poate campa, deși este interzis, da? Dar când am văzut atâtea zeci de bărci, am zis, păi, trebuie să mă duc acolo la pescuit. Dar cu ce să mă duc la pescuit? Și zilele astea am pus un filmuleț pe YouTube de la o partidă de pescuit în care Bila de la Decathlon mi-a dat prima dată niște rezultate, după care am pus pe mai multe lansete Bila Decathlon și am prins, nu mai făceam față cu patru lansete. Acel video fiind pe o altă locație. O locație unde știu că se nădește intens cu Bila Decathlon, Monster Crab, și de ani de zile. Da? Și cineva mi-a scris în comentariul ăla, nu mai încerca alte bile, pur și simplu pescuiește cu Bila Decathlon, pentru că acolo se dau tone de boi de suri în fiecare an. Și avea dreptate cel care mi-a scris acel comentariu și zic, în cazul de față, pe brațul Sulina, cu siguranță din aceste zeci de bărci, foarte mulți au venit cu Bila Decathlon. Pentru că în delta Dunării Bila Decathlon e foarte bună, se prinde. Și zic, hai să vin și eu, că mai aveam un jumătate de sac din ăla, de 10 kg, deci undeva la 4-5 kg mai aveam, și zic, hai mă, să merg cu bilele alea, să pescuiesc, fără să nădesc, fără nimic, pentru că îți dai seama, dacă au fost aici zeci de bărci zilele trecute, s-a nădit la greu. Ce să mai vin eu să mai nădesc? Zic, mă duc, mi-aleg și eu un loc undeva acolo, undeva să îmi permită locul să nu fac gălăgie când pescuiesc, când vorbesc, să nici oamenii aia să nu se simtă deranjați, nici eu să nu îi deranjez sau să-mi fie rușine că m-am pus undeva între doi pescari. Aici, de exemplu, acum, unde sunt eu, pe mal sunt unii pescari, eu când am venit erau acolo, iar în spatele meu, după cum vedeți, nu mai este nicio barcă, dar haideți să vedeți cât de bine sau cât de rău se prinde cu Bila Decathlon. Să vedem cum îl aducem noi. Uite, pleacă peste lansete. Ne-a luat iar prin surprindere. Așa. Hai că-l aducem în partea asta altă, dacă vrea aici.
Ah, dar a plecat peste aia. Asta e metoda ușoară a peștelui de a scăpa. Ăla este. Mamă, ce mi-a făcut aici la asta. Deci varză, nu mai înțeleg. Hai că a venit primul pește frumos, măsurabil, aș putea spune. Hai să vedem cum îl punem aici, că o să facă varză totul. Iar m-a luat pe nepregătite. Dar prima lansetă pe care am pus-o a și venit. Bravo, mă! Bine ai venit! Uite, îți place bila de Decathlon, a? Te-au momit alții cu bila așa și acum... Și acum eu te-am păcălit. Alții te-au momit, eu te-am păcălit. Uite ce frumos e. Abia a răsărit soarele. Este dimineața și noi am prins un ciortan vreo 41-42 de centimetri. Hai, bine ai venit. Chiar 44 de centimetri. Uite, mamă, care este? Asta cred că este. Nu, aia la altă. Aia la altă este. Uite, încă unul. Încă unul, fii atent. Bă, deci abia am apucat să pun a treia lansetă și deja la a doua am prins. Bă, cine zicea cu bila Decathlon, nu degeaba am venit eu cu ea aici. Pentru că știam și uite că deja încep să am convingerea că funcționează strategia mea. Și locul ales, locul minunat ales. Bine că am reușit să scot peștele ăla. Tocmai îl măsuram. 44 de centimetri, da? Ia uite, și ăsta. Ăsta e micuț. Uite ce a sărit. Ce a sărit peste ăsta, mă? Bă, rachetă. Vino încoace. Hai că ușor. Poate începem să facem și selecția la pește. Să prindem mai măricei. Hai să tragă și aia acum, cum ar fi. Să începi să strângi lansetele și să pui doar una, două. Că în rest nu mai faci față. Deja trece pasagerul, e ora 7 și noi avem doi pești prinși la măsură. Deci, nici cafeaua n-am apucat să o beau. Începea pe activitatea de pescuit la crab sălbatic în delta Dunării. Hai să avem o partidă bună. Deci pescuiesc la bila Decathlon, Monster Crab, și am pus așa. Prima lansetă are o bilă de 20, deci toate au bile de 20. Nu am pus mai mici, nu mai mari. Prima și a doua lansetă câte o bilă de 20. Iar lanseta numărul 3 și 4, câte două bile de 20. Toate bilele Decathlon, Monster Crab. Uite, la asta, două bile, uite. Deja, țăcăne. Până acum am prins la cele două lansete care au avut câte o bilă. La una dintre ele, asta, a doua, al doilea pește, a fost prins la o bilă Decathlon cu o pastă din asta, de la Sticky. O pastă de cărlig, cred că se numește. Am primit-o și eu de la un băiat care... De la niște băieți, de fapt, cu care m-am întâlnit zilele astea, care mă urmăresc și pe mine și pe tata, pe canal, și pe cel cu viața de navigator, și pe cel cu pescuit la crab sălbatic, și oamenii au avut plăcerea să ne întâlnim și mi-au dat de la ei... Bine, mi-au dat mai multe și
Și o lansetă mi-a dat, uite. Un om foarte de treabă mi-a dat o lansetă. Ia să vă și prezint. Care va fi de acum lanseta mea de rezervă, dacă nu chiar o voi folosi la unele partide. Poate la somn. Extractor Recon de la Sonic cu o mulinetă. Nu vreau să vorbesc aiurea, dar e Shimano de 6000. Eu doar am schimbat firul de pe mulinet. Shimano de 6000 cu bait runner. Foarte, foarte șmecheră. Cred că am și prins un pește cu ea partida trecută. E de 2,40. De asta eu nu o folosesc momentan, pentru că folosesc doar lansete de 2,70. Sunt obișnuit cu mulinetele pe care le am eu, frână rapidă la în fața mulinetei. Nu știu cum îi zice, dar eu cu alea m-am obișnuit și pot să reglez imediat frâna să mă joc cu peștele exact cum vreau eu. Da, deci pe cărlig sau pe fir, lângă sau pe boile se mai poate pune o pastă din asta care se dizolvă în câteva minute, dar dacă ea cade pe fund acolo, poate atrage peștele. Asta e scopul. E foarte, foarte bună, foarte uleioasă. Deci îți rămâne și pe mână după ce te joci cu pasta asta. Uite, ia uite la două bile. Uite la două bile, mă. Bă, la două bile, mă. Dar ce o fi oare? Tot așa mic? Care ia de mai devreme? Uite el. Nu mai mare, dar vine în coace. Vine ușor, ușor. Ia uite-mă unde fuge. Aole. Fii atent ce mare, bă, băiatul. Bă. La două bile, mă. Bă, deci la două bile mai mic vine. Dar ce, nu mai sunt bilele? Nu mai are bilele în gură? Nu mai are bilele, au căzut alea. Deci ori... A, nu mai are nicio bilă. Ori a căzut una și mai rămăsese una, ori nu știu ce s-a întâmplat. Hai. Pufoșenie, du-te, pufoșenie. Mamă. E mai bătăios asta. Uite. Să pregătim aici. E bine că vine încoace. Uite. Asta la o bilă a venit. Și nu trebuie să pui 7000 de bile. Că el... Auzi. El vine și la o biluță. Asta este. Da. Și asta, frate, caura. Caura ea de mai devreme. Dar ce nervos, mă. Tot așa și asta. Hai, bine ai venit. Ia să te vedem. Hai, uite. Cât minciocul. Uite, bila Decathlon. Se vede, da? Așa. O să trebuiască să schimb bila. Că uite, a trecut cam o oră de când o am în apă. Și
a început să se dizolve. Dar cu lanseta asta am prins doi pești. Uite, uite. Mai trage una acolo. Ah, ce frumos este. Da? Deci are, are și ăsta 40. Hai că este, dar e micuț tare, ori plătică ceva, ori. Mamă, ăsta e rachetă. Tineri. Da, nici micuții. Cred că nu mai avea bila prea mult în ea. Da, nu mai avea deloc, cred că ea și căzut. Hai, du-te. Gata, mă, ești liber. La lansetele astea două am ceva pește agățat. Ori e foarte mic, ori se joacă cu bilele alea și nu reușește să le înghită. Uite, de asta zic, vezi? Îmi tragi în continuu. În continuu, da, uite. Nu pleacă cu plumbul. Ce e mai? A, da, măi, pește. Ți-am zis că e pește, dar nu putea să plece cu plumbul. A. Opa, asta e caras. Ia uite ce caras frumos, mă. De asta, mă, nu pleca el cu plumbul. A, să nu zici că am caras și la el altul. Mamă, dacă mai prind doi caras și prăjeală fac. Ce caras prăjit fac. Deci, bila de Decathlon prinde și caras. Acolo unde e caras. Ia uite, ce caras frumos. Regulamentar, tot. Ia uite. Da, se vede. Deci au fost două bile. Una o fi căzut. Și una a prins un caras. Dai seama, mă, ce distanță era între bila asta și cărlig. Uite. Dita, mă, distanța și carasul a mâncat bila și s-a agățat de cărlig. Trebuie să-i mai pun altă bilă aici. Așa, ia stai că pe asta altul o pregătisem. S-o lansez. Dar a venit carasul. Și cred că și la aia altă. Vezi, dacă nu și la aia altă am agățat. Un pește. Ia să scot și pe asta. Aici nu e nimic, dar vreau să fac loc pentru celelalte, să le lansez acolo unde vreau eu. Uite, asta, uite, din două bile ce am mai rămas. Din două bile am mai rămas foarte puțin. Da? Cred că acum jumătate de... Nu, asta mai mult, asta are o oră jumătate de când am pus. A mai venit un ciortănaș care a tras ca disperatul, vrea să plece nu știu unde cu lansetă, cu tot. A, uite, bă, ce vărăt facem. E mic și de asta. Ăștia mic ce fac urât așa. Uite-le. Da, unde mai fugi acum, ha? Unde mai fugi? Nu mai faci nimic, ha? Doar să-mi încurci mie aici toate treburile.
Atâta hai să faci. Atâta hai să mai faci, să încurci treburile. Nu intră. Ia uite-l, bă, ce nervos este, bă, băiatule. Ia uite-l. Nu mai scăpai tu niciodată de... Hai, du-te. Du-te, tinere. Bra. Ia să vedem. Este ora 9 fără 10. Sper să se vadă. 9 fără 9 minute. Și deja avem câți pești? Hai să ne gândim. 3 pești. 3 micuți, așa, eliberați. 3 la măsură, plus un caras. Deci un caras frumos. Și încât? Păi am venit la ora 7 fără 20, da? Că la 7 a trecut pasagerul. În 2 ore am prins deja 7 pești la Bila Decathlon. Deci Bila Decathlon, da? Nu altceva, nu pescuim altceva. Și vă dați seama, dacă e nouă, mai stăm cel puțin 2, 3, 4 ore. Nu știu, vedem. În funcție de ce activitate avem. Când se oprește peștele din mâncat, probabil pe la 12, 1, o să strâng și o să plec. Dar până atunci ne bucurăm de o partidă bună de pescuit și chiar e mișto. A ieșit și soarele, nu bate vântul aici unde sunt eu, deși vântul bate foarte tare, dar nu aici unde sunt. Așa că toate condițiile pentru o partidă minunată. Eu cred că e ceva mic și nu intrau două bile în gură, dar s-a agățat până la urmă. S-a agățat și vine. Sperând să nu vină și ploaia totodată cu peștele ăsta. Mamă, ce fel face. Gata, mă? N-ai obosit? Mă... Mă, n-ai obosit, mă? Ia uite, mă. Tocmai a scăpat bilele. Uite, se văd două bile. Două bile aici. Da? Monster Crab. Apropo, asta nu este niciun fel de reclamă. Pur și simplu am venit. Uite, una a căzut și a doua. O să schimb altele. Nu e niciun fel de reclamă, dar pur și simplu am venit pentru că știi că foarte multă lume vine aici și pescuiește la această bilă și am zis, hai să fac și un film cu această bilă. Pentru toți cei care vin și să pescuiască aici, cu bila Decathlon. Ia uite. Deci două bile de 20 prinzi așa ceva. Da? El vine, suge din bile și după care intră cărligul pe undeva, pe afară, pe înăuntru, pe unde apucă. Hai mă, du-te și crești un mare, mă. Și vii după aia când crești tu mai mare. Ha? Pa! Dacă nu-ți dăm noi drumul, cine altcineva îți mai dă drumul? Ție. Sperăm să nu vină ploaia. Deși ăsta e noc de ploaie, da? O să trebuiască să-mi pregătesc o pelerină, ceva. Și să-mi bagă astea în buncăre, să nu mi le plouă. Ia să ne pregătim de ploaie. Că acuși vine norul ăsta pe noi. Și nu mai apucăm. Strângem. Tot aici. De fapt, astea poate să stea acolo. Ce să băgăm? Astea.
astea. Astea o să am nevoie. Păi și m-am uitat la vreme și nu anunțase ploaie. Dar uite cum e, cum nu e, vine ploaie. Cred, nu știu. Așa zic eu. Punem și ăsta aici. Așa. Ia să. Să mai băgăm pe aici. Ce mai e de băgat? Așa, scoatem și pelerina. Aici este pelerina. Chiar ne-am luat o pelerină recent pentru că vine toamna și știți cum e. Toamna plouă. Ce să faci? Asta e. Dacă vrei să pescuiești, trebuie să pe ploaie, trebuie să ai o pelerină cu tine. Dacă nu vrei să pescuiești pe ploaie, stai acasă și te uiți la filmele de pe YouTube pescuit la crab sălbatic. Cum alții se duc și se chinuie în ploaie și prindă pește. Am niște partide de pescuit cu tata pe ploaie, vai de capul meu ce... Mamă, băi, și prindeam. Problema e că atunci când plouă, nu știu, se oxigenează apa, se întâmplă ceva și prindeam în continuu pește în ploaie. Ceva senzațional. Bine, am mai avut și chiar anul acesta o partidă în ploaie cu cortul. Atunci nu a tras absolut deloc, dar... Sunt multe, multe partide memorabile alături de tata în ploaie. Deși nu ar cam trebui să stăm în ploaie la vârsta tatălui, dar amintiri, pur și simplu. De asta mergem la pescuit împreună. Locuri diferite, tot timpul mergem pe altă locație, să cunoaștem locuri, să campăm și să ne simțim bine și să... prindem pește și să facem, să avem amintiri. Da, deja începe să picure, parcă ne pregătim. Hai că s-a făcut deja 10, am prins aici vreo 6, 7, 8 pești, nici nu mai știu câți. Și o să schimb locația ca să mai încercăm și în alte părți, să nu spună lumea, bă, tu numai acolo, ai momit locul ăla nu știu câte zile cu Decathlon și acum vrei să, e normal să prinzi, o să... Uite. Uite ce trage. Aia că e ceva mic. Deși nu am omit absolut deloc, am venit pur și simplu, m-am pus pe un loc la întâmplare. O să mergem în altă parte, deși vedeți că trage. Și prind. Și acum. Ce, a scăpat? A scăpat sau e ceva? A scăpat. A scăpat peștele ăsta. Dar oricum era micuț, poate cine știe, chiar era carat sau ceva. Și hai că mi s-a agățat aici de stuf. O să mergem să ne punem pe o altă locație. N-aș vrea să mă pun pe malul celălalt, că e bate vântul exact în direcția respectivă și nu vreau să stau în vânt. Nici filmările nu o să iasă cum trebuie, pentru că o să bată vântul din față. O să mă pun tot pe malul ăsta, dar în altă parte, mai sus, mai jos, mai vedem noi unde. Ca să continuăm partida de pescuit. Bine că n-a mai plouat.
Deși norii aia mă cam speriaseră pe mine, dar nu a mai plouat și asta e bine. Așa, stai că o scosesem și pasta, dar mi-a tras în timp ce o scoteam pasta. Așa. Și mergem, ia să scoți pasta. Mergem mai departe. Aici deja, încă și la ora asta mai vin bărci și caută locuri pe mal aici, dar la ora asta e greu să mai apuci locuri libere. Uite aici, asta abia o lansase mai devreme, când m-am hotărât eu să plec. Nici nu o să schimb bilele astea, o să le pun tot pe astea, mai târziu în apă. Hai că mai încercăm și în alte părți. Mi-ar plăcea să prind un pește mărișor, trecut de 3-4 kg, dar vedem. Aici văd că ăștia micuți în continuu, unul după altul. Gata, dragi prieteni, mi-am găsit un alt loc de pescuit și doar că aici nu mai stau cu prova în mal, îmi va fi mai greu să poziționez lansetele pe rodpodul ăsta. Da, sperăm că, deși este ora 11 și de la ultima partidă cu tata, din experiența noastră de 3 zile pe malul apei, am observat că peștele mănâncă până în ora 10-11, maxim 11. Și după care nimic, pauză până a doua zi. Dar de asta am schimbat locul, zic, hai domnule, poate pe locul ăsta, dacă n-am mai pescuit nimeni, poate s-a adunat ceva pește flămând la boilisurile astea de Decathlon. Tocmai am schimbat o montură, un boilis și voi face primul lanseu. Să vedem. Așa. Și vedem ce zice această locație. E peștele agățat? Da. E peștele agățat. Asta la două bile trage, nu? Ia mă, oare așa repede să vină pește aici, mă? Nu? La bilele astea? Ce este? Ce este aici? La două bile. Caras, plătică, ce? Ce urta. Bă, ce nervos. Vine mă încoace. Aude, două bile cum îi stau în gură. Aude cum stau câte două bile în gură. Băi, deci cu cât pui mai multe bile, cu atât prins pești mai mici. Eu nu înțeleg cum vine asta. De fiecare dată la două bile, numai pești din ăștia micuți pe care i-am eliberat. La câte o bilă, vin și din aia mai mărișori. Dar la două bile, ia uite, deci abia am venit pe noua locație. Du-te. La două bile, bă, băiatule. Ia uite. Cum n-ai, bă, mă? Eu nu mai înțeleg. Eu nu mai înțeleg pește ăștia. Se pun câte o bilă. Dacă toată ziua am observat că la două bile vin aia mici, nu mai bine pun eu câte o bilă. Sincer, nu mai știu ce să fac, mă depășește subiectul. Mă depășește faza asta cu selecția peștelui. Ce înseamnă pescuitul la Dunăre, prieteni? Ce înseamnă să pescuiești la Dunăre unde trec bărci una după alta, una după alta? Cel mai bine pe mal sau cu barca băcată în mal. Altfel te fac varză. Bărcile te fac varză. De fapt, valurile provocate de bărci. Da, mai încercăm aici pe locația asta, dacă nu vedem, căutăm noi undeva să ne băgăm cu prova în mal. Da? Deci două lansete pe două bile, două lansete pe câte o bilă. Și prima care a venit a fost asta cu două bile. Ia uite-l, mă.
Și la asta tot două bile. Deci nu pot să-mi explic așa ceva. Asta cu două bile trage. Mai devreme a tras la asta cu două bile. Aia cu bilă, asta cu bilă. Nu vrea. Cum n-ai mamă să explice așa ceva? Cred că mănâncă foarte, foarte bine. Dacă e tot din ăsta mic, strâng sculele și plec în alt loc. Că deja... Da, tot din ăsta mic. Tot din ăsta mic, mă? Sau e caras ce este? Cărășel. Deci nu pot să cred așa ceva. Două bile în gură caras. Deci două bile, stai să se vadă bine. Hai că vin și ăsta cu valurile. Mamă, deci ce cărășel mic. Uite, la două bile. Două bile a avut bă băiatule, caras. Deci incredibil așa ceva. Un caras mic, cât palma, da? La două bile de catlon. Deci uite și tu, ce selecții să mai faci, bă, prietene? Ăsta s-a agățat accidental, cred. Dar îi plăcea bilele, da? Sugea din ele și s-a agățat cărligul în gură. E incredibil așa ceva. Da, nu. O să plec în altă parte. Că nu, aici trage la două bile, dar nu, nu-i ce trebuie. Mă dute, că din tine nici n-avem ce să mâncăm. Incredibil, bă, frate. Mamă, ce am scăpat. Bă, ce pește mare am scăpat. Mamă, ce pește mare am scăpat. Nu știu dacă am apucat să filmez trăsătura. Băi, băiatule, cum a plecat. Băi, băiatule, cum a plecat, dar am simțit ceva ca și cum s-a atins de ceva, de iarbă, de cioată, de nu știu ce s-a atins. Mamă, nu știu, bă, dacă am filmat. Puai de capul meu. Băi, băiatule, bă. Ce a fost aia, bă, băiatule? Mamă, mamă. La două bile, ceva mare de tot. Băi, și-a trecut cineva pe aici mai devreme cu sonarul și zic, doamne, e pește. Și că, bă, a arătat două piese frumoase de tot. Mamă, și la 10 minute după ce au trecut, trăsătură din aia. Vai de cap, mă. O să schimb astea, că una deja a crăpat. Mamă, ce-mi pare rău, bă, cred că n-am ghițit cum trebuie, mă. Că n-am forțat, nu nimic, dar s-a simțit că s-a atins de ceva și atunci a plecat, a scăpat. Și asta e a treia locație pe care am venit. După ce în prima am prins, vreo 4-5 la măsură, pe a doua locație, doi din aia micuți, și acum pe a treia locație, după ce le-am pus pe toate patru, o primă trăsătură frumoasă, frumoasă de tot. Păcat, păcat. Da? N-a fost a meu, vorba lui tată. N-a fost a meu, că dacă era a meu, îl prindeam. Da, am avut o trăsătură, dar cred că trebuia să-l mai las. Ce plătică! La boilies nou nouț. Ia uite aici plătica la boilies. Numai ce am pus un boilies. Ia uite, și-a și crăpat boilies-ul. Ha, dai eu. Brav. Deci mi-a stricat boilies-ul degeaba. Ia uite, mă, iar mă caras.
ia carasul? Aoleu, ce ciortan, bă, băiatule, la două bile, bă, băiatule. Două bile, bă, băiatule, așa ceva. Deci nu poți să crezi așa ceva, bă. Nu poți să crezi așa ceva. Trebuie să fac poza la asta. Incredibil, dar adevărat. Hai să vedeți și pe cameră. Sper că filmează, da? Două bile în gură. Uite atâta este peștele. Deci atâta este ciortanul care a intrat la două bile Decathlon. Fără să facem reclamă pozitivă sau negativă, pur și simplu asta am decis să vin să pescuiesc astăzi. A intrat așa. Hai să vă las și o scurtă concluzie până acum și o recapitulare. Deci m-am pus pe primul loc, 4 lansete numai pe boilers. Toată ziua am pescuit cu 2 lansete, având o bilă de 20, Decathlon Monster Crab, un sac din ala acela de 10 kg și 2 lansete cu câte 2 bile Decathlon Monster Crab de 20 de milimetri. Ați văzut că în primul loc am prins foarte bine, cred că undeva la 7-8 pești în 2 ore, 2 ore jumate, 4 dintre ei chiar la măsură, 4 sau 5, nu mai țin minte, chiar la măsură, 1,44 de centimetri, deci aproape spre 2 kg. Am decis să-mi schimb locul pentru că acolo peștii nu erau, mă așteptam să prind și ceva mare, sărit de 2 kg. În următorul loc, ați văzut, da? 2 bile de 20 mi-a adus un ciortan și o plătică, ceva de genul, am schimbat iar locul. Am venit aici, am scăpat un pește mare aici, prima trăsătură a fost un pește mare și l-am scăpat, nu știu ce s-a întâmplat, nu știu cât de mare era peștele, dar se simțea greu. Plus, ați văzut acum, da, un caras la două bile, un ciortan minuscul la două bile, plus, nu știu, încă un ciortan sau doi, ceva de genul, la scăpat lângă barcă la o bilă. Deci, oricum de pe la 10:30-11 nu mai trage, dar peștii ăștia mici văd că încă trag, încă se hrănesc. Ca și o concluzie, bila Decathlon e foarte bună, dar atrage foarte repede peștele mic și cel mare nu mai apucă să vină. Asta este părerea mea. Părerea mea că cei care pescuiesc la bila asta Decathlon, sau hai să nu judec. Vreau să zic ceva, dar mai bine să nu judec oamenii. Fiecare vine pescuiesc la ce dorește. Eu însă prefer să pescuiesc cu bile mai bune, mai scumpe, nu știu dacă sunt mai bune, mai scumpe, dar am pretenția că ele sunt mai bune și că îmi pot aduce pești mari. S-a și dovedit până acum la bilele CPK pe care le folosesc, Schoiker Robin Red, Bella Chan, Wild Fish Meal, foarte multe sortimente pe care eu le folosesc de la CPK mi-au adus pești mari, 8, 10, 12 kg, 15 kg, recordul meu de 15 kg este la două bile CPK, Schoiker și Robin Red. Tari, nu solubile, da? Deci părerea mea, dacă vrei să prinzi pești mari, vino cu niște bile bune, vino cu bile mai scumpe. Bila Decathlon este extraordinar de bună, da, atrage peștii mici. Ați văzut, da? În filmul ăsta cred că am demonstrat despre ce e vorba. Hai să vă arăt, să nu spuneți că vă mint și că nu am boilers-uri Decathlon la mine și că vreau să fac reclamă pozitivă sau negativă. Deci nu este niciun fel de reclamă. Astea sunt bilele. Mamă. Hai că am vrut să vi le arăt și mi-au căzut toate bilele în barcă. Da? Well Mix Monster Crab. Deci eu vă las cu acest film și fiecare își trage singur concluzia. Eu vă sfătuiesc să nu trageți neapărat concluzii pripite, poate, după filmul pe care vi l-am făcut eu, ci să mergeți fiecare la pescuit. Eu m-am pus să strâng bilele, acum să le bag înapoi. Deci, cine vrea să prindă în continuu, să aibă activitate, e o bilă foarte bună și foarte ieftină. Nu știu cât este un sac din ăsta de 10 kg. Parcă este undeva la 100-120 de lei, oricum între 120 și 150 de lei, ceva de genul, este un sac de 10 kg. Mare atenție, un sfat pentru aceste bile, nu le lăsați în soare, nu le lăsați să se deshidrateze, pentru că în momentul când le puneți pe cărlig,
ele vor crăpa și vor cădea foarte repede de pe, de pe firul de păr. Da? Țineți-le undeva, țineți-le închise să nu, să nu se usuce. Dacă se deshidratează, v-am zis, o să vă cadă de pe firul de păr și nici nu... sau mai sunt două variante. Dacă vreți să le deshidratați, ele vor rezista puțin mai mult pe firul de păr în apă, dar cu condiția să nu le crăpați când le introduceți pe firul de păr. Cu croșeta, când le puneți, mare atenție, mai bine le găuriți înainte să înfingeți croșeta în ele, pentru că altfel se vor crăpa și în apă vor cădea foarte repede. Dacă le puneți cu atenție, ele vor rezista o oră jumate, două, chiar mai mult pe firul de păr. Dacă le scoateți direct din pungă și le puneți pe firul de păr și le aruncați, cred că undeva la maxim 45 de minute rezistă în apă. După care vine albitura, o bate și nu va mai fi nimic acolo. Deci recomand cam la maxim o oră să scoateți bilele din apă, să le verificați. Cam atât pentru acest video, prieteni. Mulțumesc pentru vizionare, sper că v-a plăcut. Așadar, am pescuit undeva între mila 5 și mila 8. Am ajuns și până la mila 8, pe brațul Sulina, între Sulina și Crișan. Până data viitoare, fire întinse, abia aștept următoarea partidă cu tata din nou la pescuit. Poate vom merge pe locurile consacrate pe care le cunoaștem și noi și voi alături de noi. Deci până data viitoare, fire întinse la toată lumea.